Acum adu-ți aminte cine ți-a spus că i s-a închis firma, nu mai merge, nu mai lucrează. În clipa aia era la pământ, palanca la pământ, cu tot, tot, tot. Da? Adu-ți aminte cine ți-a spus. Acum, prezent, înapoi în viitor, ești acolo unde omul e bine. Lucrează, face, drege. Tu clirui din tine. Ca până la urmă să nu treacă prin ce are de trecut, dar din punctul de vedere a proiecției tale, dinăuntru tău, se personalizează. Deci omul rămâne în lumea lui, vai, of, 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 nu știu ce, dacă nu face prin ce treci tu, asta e, n-ai ce să faci. Când mi-a zis fiul meu, nu mai vreau, nu mai trebuie, eu nu mai gândesc la asta, eu trăiesc viața pur și simplu. Pur și simplu nu merge, că înțelegi ce, la un moment dat, de ce îți merge în viață, de ce nu, pentru că trebuie să înțelegi niște lucruri, da? Altfel ți-i închis și atunci de ce să mai trăiești așa aproasta, că eu nu mă mai gândesc, că eu merg cum, n-ai cum să merg la un moment dat, până acolo ești ghidat, dus în brațe, da? Și după aia ești rupt de sistem, de orice sistem, de sistem divin, de sistem de, din afară, cârjele cad și tu începi să mergi ca după o operație, ca după tot felul, ți s-a tăiat, ți s-a pus la loc, a, așa, da, ok. Și tu încerci să mergi singur, singură. Și normal, de la început, chiar de nu prea merge, mai cazi, mai nu știu ce, nu ai puteri, cazi la pământ, chestii. Bun, acolo ești acum așa. Și după aia să observi dacă omul s-a transformat, e lumea ta care se transformă, sau omul pur și simplu dispare din viața ta, da? Cel care s-a plâns. Și din familie, din copii, din jumătățile și așa mai departe, da? Nu contează. Ai să vezi pe parcurs, formele dispar, ia-te în mâini și asta e. Bun, asta vroiam să zic și încă mai ce. Și ce faci acum, îți vine să vopsești, să zicem, da? Ceva. Cât trebuie. Și la un moment dat trebuie, ăsta era înainte. Nu mai pot, mai pot, mă duc în vacanță. Ei, acolo e macazul. Acolo e săritura quantum, leapă în altă lume și nu erai lăsat. Erai adus până la... adus. Mergeai tu până unde trebuia și când nu mai puteai, acolo trebuia. Acolo trebuia să iei, să vopsești, acolo trebuia să nu pleci de la lucru, să nu ieși... Te-am vopsit asta și... Da? Se transformă. Din mine tot. Și nu e așa de cald. Ca și... Da? Devii reactorul ăla care emană și își face energia pentru... Tine ți-o faci și pentru proiecții. E destul, e așa, da? Dar înveți cum. Asta era. Acolo e macazul. Un fel de lenea e un fel de programel, da? Ai ajuns la un moment dat, fii tu, be yourself. Și nu contează dacă nu faci nimic, stai trântit în pat. Da, acolo e un moment, da? Până ții în lumină, se dizolvă. Și după aia trebuie să faci, acolo e clenciu. Da? Acolo, pe acolo treci. Acolo e portalul și nu mai poți, deci nu mai poți. Asta era despre a doua respirație când se deschide la sportiv. Despre asta era. Și tu nu știai. Și lasă-i să alerge, sărașii. Dar ei îți spun, proiecțiile îți spun ție, nu sunt pe bune. Sportivii ei nu aleargă pe bine, îi să înțelegi pe parcurs. Păi cum? Păi uite, cunosc omul și am fost și am asistat. Da, sunt proiecțiile tale, ok. Bun. Acolo ești, bun, ok.